Nu este necesar să se deplaseze, pentru că toate discuțiile pot fi purtate prin telefon sau via e-mail cu conciliatorul. Cazul de la Cluj dovedește faptul simplu că orice consumator, chiar și de la distanță, își poate rezolva o problemă în raport cu o bancă sau cu un IFN. Am început o negociere cu reprezentanții instituției bancare și, având în vedere experiența noastră în astfel de negocieri, am reușit să obținem o soluție acceptabilă de către ambele părți. În urma negocierii s-a obținut restituirea comisionului de analiză dosar, restituirea comisioanelor de administrare credit încasate de instituția bancară și eliminarea pe viitor a acestui comision de administrare credit, respectiv un total de beneficii pentru consumator de 11.436 de euro. Banca a arătat disponibilitate și înțelegere, conciliatorul a gestionat dosarul repede și eficient, clientul a făcut anumite concesii, dar a obținut ceea ce urmărea în principal, într-un timp mult mai scurt și cu costuri mai reduse decât în cazul unei acțiuni în instanță. Trăgând linia, toată lumea a avut de câștigat. De la data înregistrării dosarului până la data la care s-a pronunțat hotărârea, a fost un termen de 12 zile. Preponderent, în ultimii 2 ani de zile, deschiderea băncilor a fost mult mai mare pentru identificarea unor soluții și consider că au înțeles beneficiile acestor proceduri. Un consumator nu plătește absolut nimic centrului, CSALB-ului, și practic nu are alte cheltuieli asociate acestui demers de conciliere pe care îl organizează centrul. Și în plus beneficiază, dacă vreți, de experiența conciliatorilor, care sunt, cu ghilimele de rigoare, judecători super specializați în acest domeniu financiar bancar.